Refuzul Austriei a reprezentat un nou prilej pentru Marcel Ciolacu de a se răfui cu partenerii săi de guvernare. Liderul PSD susține că dreapta este de vină pentru atitudinea cancelarului austriac. Reamintim că partidul lui Karl Nehammer face parte din familia popularilor europeni, la fel ca PNL. Dreapta europeană trebuie să-și asume responsabilitatea până la capăt și să-l convingă pe cancelarul austriac că România merită în Schengen, așa cum au făcut-o celelalte familii politice europene. În astfel de momente vedem cine sunt prietenii adevărației României. Dublul standard nu este și nu va fi niciodată o valoare europeană. Totuși este încurajator că doi dintre cei mai importanți lideri social-democrați europeni, cancelarul Germaniei Olaf Scholz și comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson, sunt în aceste zile în avangarda eforturilor diplomatice de a convinge Austria să-și schimbe poziția în favoarea României, a scris liderul PSD pe pagina sa de Facebook. Dacă pentru eșec acesta susține că vinovate sunt partidele de dreapta, pentru un eventual succes, meritul le-ar reveni socialdemocraților, consideră Ciolacu. Este clar că dacă România va obține un rezultat pozitiv, acest lucru se datorează și acțiunilor susținute ale familiei noastre socialdemocrate europene, în care PSD este o voce respectată și puternică, însă e nevoie de mai mult. Aș vrea ca până mâine reprezentanții tuturor partidelor din România să fie uniți pentru a susține până la capăt cauza țării noastre în familiile lor politice, mai spune Ciolacu. La începutul acestei săptămâni, Ciolacu se declara convins că România nu va avea nicio problemă cu intrarea în Schengen. Eu mențin părerea că pe data de 8 decembrie vom intra în spațiul Schengen și nu cred că alt stat al Uniunii Europene, stat prieten cum este Austria, se poate opune pe nedrept intrării României în spațiul Schengen.